Ceva băieții și bine ați venit la draftul mult așteptat cu Teo. Salut, domnul. Vă salut, bine ați venit. Înainte să dăm drumul la distracție, apăsați butonul de like. Haide, Teo, să reușim 10.000 de like-uri, let's go. Haide să facem și momentul în care facem 10.000, urmează încă un draft cu Teo. De asemenea, dacă vreți să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, training-uri, tricouri, mingi, etc., argol.com/rolinkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. După cum știți, regulile sunt super simple, o să fie un draft făcut de Teo, eu nu am voie să fac absolut nimic. După ce alege el jucătorul, pot să-mi spun părerea despre un jucător. În descriere, băieți, avem link către celălalt clip pe care o să-l înregistrăm pe canalul lui Teo. Hai da, bossule! Și ce v-am să zic, pentru că am făcut 10.000 de like-uri la clipul meu, iată că filmăm din nou foarte repede, așa că dacă le strângem, o să apară de ce în ce mai multe drafturi cu op între corect, mine corect. Și Ovi aici pe YouTube. Și bineînțeles, începem draftul. Hai am să pus vedem. Controllerul jos, mi-am luat telefonul în mână, gata, stau pe Instagram. O să jucăm un sistem minunat, o să-i rupem pe toți în 4-2-2-2, bun. Oh, da. Ce mi-a suflet. Ce să alege aici? Ce să alege aici? Ia stai, n-alege momentan ca să fac o mică poză. Insta. Am pus deja una pe Insta, acum mai așteptăm pentru asta. Să-mi dai tag dacă pui pe story. Oh, se poate. Să-mi dai și mie acolo în tău cel real, mai află lumea, ca și pe Instagram. Deci, să te văd. O să le iau pe Ronaldinho, fraților. Îmi pare rău, Zidane, știu că e cam, dar mie personal nu-mi place așa mult pe partea ofensivă. Dar Ronaldinho ăsta e ceva special legătură cu el, așa că l-aleg. Ce spui, Ovi, de această decizie? Mergeam pe Zizou, așteptam la chemistry acolo. Hai să vedem, 5, poate să mai pice. 5-5 și știu că îl jucam pe Zidane. Îl jucam pe Zidane Sătu la 96, are 5-5. Nu-l joc altceva. Interesant, mie nu-mi place așa mult, mi se pare că am greoi totuși, nu știu. 5-5, faci scup, te-ai întors cu el, ai ucis da. O să aleg pe Ricardo Kaká. Este mo! E Richelme la nou, dar e prea lent. Am jucat 3 drafturi mai devreme numai cu Hagi la Primemaker Moments, nu-l mai doream pe Hagi acum. Băi, am făcut foarte multe drafturi cu Hagi. Kaká, spre exemplu, mie nu mi-a picat niciodată la draft. Pe Cotubăr, Pele! Hai că știm toți ce o să alegi. Pelinio! Oh! Și Dinio, și Pele, și Kaká. Și dacă pică Ronaldo Nazario... Ia bagă... Nu! Nu, ce? Trebuie să facem o poză fără ei acolo. Trebuie să fac o poză așa. Las că alegi acum și după aia, după ce alegi, îl mulți pe Ronaldinho. Stai, da. Și fac o poză. O să le iau pe... Aubameyang și... care sigur nu o să joace. Stai să-i bag o mică poză. Ascunde-l pe Aubameyang, ăla ascund și eu acum. Și bag o mică poză. Pam. Ăla. În epoca de glorie. Super, hai super Teo, tare. Continuu. Deci până acum suntem forță rău de tot. Hai cu Ronaldo, da. Putra! Da, stai, nu zic nimic, taci din gură. Putra, e Putra acolo. Am tăcut. Nu cred, e Putra Prime. Da, cum să nu e Putra. Este Benedir pe steroizi. Iată-l acolo. Da, frate, e genial. Mamă, ce echipă până aici, nu se poate ceva. Eu l-aș fi lăsat pe Ronaldinho ăla acolo, doar ca să văd așa. Oh! Pep, ia uite mă. Mamă, și Zanetti. Pep, nu cred. Deci dacă pica Pep Primark în moment și Zanetti Primark în moment, l-aș fi ales pe Pep, că n-am jucat niciodată cu da, Pep Primark în moment. Corect, așa este, dar așa e diferență foarte mare. Te rog, n-alege, nu! Mută-l pe Ronaldinho puțin, să fac o poză, încă una. Nu se mai opresc pozele astea, om. Bobby, nu mai poate, e Insta addicted. Nu se mai opresc, fă-l mic pe Aubameyang. Gata. Bun. Ia uite, început, mai zic ceva. Gata, bossule, dă-i pe. Bang, încă un icon, încă un icon. Opa. Pedro Chilivella. Chilivella Pedrinho, iată-l. Așa, are link-ul ăla, ok. Roberto Carlos, oare? Avem șansă? Nu? Păi nu e, dar uite ce opțiuni șmechere de fundaș stânga. Jordi Alba, Sandro Teles, o să-l iau pe Jordi Alba. Pentru că sunt foarte convins că avem șansă la Ramos sau Varane. Aici în centru. Ne-ar ajuta foarte mult Jordi dacă ar pica Ramos. Avem Diakabi, Fazio, Legione, îl iau pe Diakabi. Legion, mă, că n-are accentul pe Legion, ei, da. Adică, uite-l, VAR! Ce,
Ce ai, bă, băiatule? Nu știu ce să... Vorbim după ce alegi. Discutăm după ce alegi. O să pe Sol. Mi-mi place Sol. Clar. Nu știu la ce te-ai gândit atât de mult. Nu știu. Sol Campbell, prea mai că în moment e tank, nu trece nimic de el. Sol. Ok, nu prea... Kyle Walker, haide, haide. Bun. N-a spart. Kiko Femenia. Ce faci, bă, bobiță, bă? Băi, Sergio Rie o să fie dreapta. Și să sperăm că ne dă și portar. Până acum stăm atât de bine. Mai dă doar un fudaș central. Ne-a săturat, frate, acum. De-a dat, de-a săturat după ce a dat pe Ralf. Băi, deci astea trei sloturile sunt foarte importante. Trebuie portar și doi fundași. Dacă ne dă portar, doi fundași central, Dinio trece loc de Aubameyang și e gata, dar nu primim. Boca Negra, ești nebun, zeu! Da. Ce card este ăsta, mă, nepoate? 89 jumping, woo! Da, se apără la centrările la multe. Da, pe partea dreaptă aia, pe ăla, pe Ronaldo, care stă la bara a doua. Hinteregger, Teles, o să-l aleg pe Teles. Mai bine Teles, nu știu, cât de cât. Fuda central, hai, ei. Groaznic. Ascultă-mă că ne pică după aia. Ia uite ce forță are ăsta, ia uite ce fizic are. Vai de capul meu. Bă, ce are ăsta, mă, ingenie? Mult strength, ce joc ăsta, frate? Jumping, stamina, strength, aggression. Da, defending are... Defending n-are, dar vezi... Ce ligă e ăsta? E China? Linz, e Austria. În Austria, la Linz, da. Ia, șefule, pe cine vrei tu? Da, păi din el, da. Hai să ne dea măcar portar. Icon! Nu... Oblak. Super portar. Da, este foarte bun. Ok. Mi-a picat la untradeable în primul, după primul FUT Champions și l-am jucat vreo două luni după aia. Foarte da, bun. E top 91. Păcat că n-are kicking mai bun cum are Ter Stegen. Da. Însă, per total, eu nu sunt foarte mulțumit cu această mega echipă de draft. Oh, Dumnezeule, joacă pasta. Ia să-l văd pe băiat ce alege. Să-l văd aici dacă știe ce e bine pentru el. Zambrota și Makelele. Este destul de greu, fiindcă n-avem nici fundaș dreapta, Zambrota rupe și CDM mai putem prinde, un Kanté ar merge și orice jucător de altfel cam amatiția. Haide, fă ce trebuie acolo, așa mă băiatule, fă ce trebuie. Zambrota. Fața care e la Makelele, poți să joci și cu unul super sub după aia în locul spaniolul ăla, știi? Dar așa pe fundaș dreapta Zambrota se ține bine. Zambrota rupe, mai ales că e varianta Prime. Dar poți să-l joci? Nu știu că e prime, e middle, bro. E middle ăsta? Aha. Wow. Cred că e middle. Stai să-mi alunc un ochi pe football. O alegi acolo că eu mă uit pe football. Nu cred că are mai mult de 90. Opa, wow, Rijkaard, Lehmann. Dar Paul Scholes, nou. Never. Am amintiri neplăcute cu Scholes. Cum îl cheamă pe ăsta? Lumea știe, știi ce am făcut? Stai două secunde, cum îl cheamă pe ăsta pe right back-ul de ori căutam noi? Că sunt pe football. Zambrota și imediat îmi povestești tu ce ai făcut. Stai două secunde că stare curios. Da, mă, e prime-ul. Da, vezi, n-are cum, e prea mult prime-ul pentru Zambrota totuși. A fost așa. Ok, da. Deci am luat din Icon Swaps 2, mid Icon pack-ul. Și mi-a picat Paul Scholes de 89. Ce? Da. Am riscat-o, am mers pe Ciofi. Din păcate. O decizie foarte prostă e partea mea. Hai, de ce faci aici? Rijkaard. Da, nu știu cum să spun. Bank. Ne mai trebuie fundaș central, s-a terminat. Atât. Oh, și e favoritul tău, Neymar. Ney. În această echipă, super sub. Nu știu cu cine să joci, frate, nu știu cu cine să joci. Dinio, clar. Nu, mă refer așa că e foarte mult. Mamă, ce e acolo. Și știi ce trebuie să faci? Robo. Ce trebuie să faci tu? Îmi pare rău, Jordi. La revedere. Exact asta voiam să zic și eu. E la revedere, Jordi Alba. Avem și Team of the Year Robertson, aproape 192. Am voie să vorbesc puțin acum. Ia zi. Nu vreau să te influențez. Doar ziceam ca idee, cum văd eu lucrurile. Eu mai degrabă aș fi jucat Robertson, poate chiar CB. Și cu Jordi Alba pe partea aia, dacă nu ne pică un CB mai bun. Da, eu l-aș fi dat pe Rijkaard. Și l-aș fi schimbat minutul 1 cu Rijkaard, știi? Rijkaard l-aș fi dat. Și l-urcam pe Robertson la mijloc. Da, eu înțelegi? Cred că ar merge mai bine ăsta, Rijkaard fundaș central, Jordi fundaș stânga, da, și așa cu Robertson. Sunt de acord. Sunt convins, s-ar putea să mai prindem ceva aici.
Sunt încă destule player. Dumnezeule! Henry! Nu se poate. De 93. Mamă! Nu cred. Ce frate draftul ăsta ești nebun? Mamă, ce echipă avem, deci... Beste șmecher, dar ar fi tot pe bancă și sincer avem deja Dinio, exact. Nu mai avem unde, dar suntem între Drogba și Henry, Henry are mai mult dribbling și e mai șmecher, Thierry Henry. Este o! Bagă-l pe Henry Titu! Mamă, ce facem 193 de nu facem, nu cred că avem șansă. Băi, e draftul istoric, hai să vedem, ne mai trebuie 2 jucători top. Renan Lodi, mai pică unul bun pe stânga, na, ne pot. Joacă-i pe ăștia. Lodi. Vertonghen era mai bun pentru rating, dar nu mi-e rușine nici cu lui. Ai greșit-o pe aia, ce-ai făcut, golanule. Stai să vedem, încă două player pick-uri. Ia, Silver-ul. Săturat, hai să rate ce până. Dyer. De ce l-ai luat? Stai 2 secunde, de ce l-ai luat 69? Pentru Shadow. Da, mă gândeam să facem schimbul ăla de chemistry styler. Și eu am crezut că mergem 193, bă. Dar nu contează ăla, contează doar cei de pe bancă ăștia. Și Silver-ul nu intră, știi? Da, ok. Fiindcă ne trebuie un shadow pe Rijkaard. Fă-l, bostule, tu, fă-l pe care vrei. Le tu, dau, le dau, vrei. Sincer, chiar avem nevoie. Dă-le dacă ți-e teamă, chiar vrei să câștigăm. Nu, aranjează-i acolo să pice cum vrei tu. Pe atac vreau, ce vreau. Mai avem? Ăla-i așa. Hunter. Hunter pe Butra. Pe Butra, zici tu cât are Butra pe Isar? 94, bro. Lasă-l. A, sau Kaká mai bine, Kaká. Așa. Da, mai bine pe Kaká. Pele, ce să-i dai? Mai avem un catalist aici, da. Shadow. Catalistul ăla trebuie să zboare de acolo, vera. N-avem nimic? N-avem. No, trebuie no, să lăsăm no. Catalist acolo pe de viteză. O să-i dăm catalistul lui, nu știu, Butra. Nu știu, n-avem cu ei. Nu cred că are nevoie. Dar Pele, e domnul Pele, decât Powerhouse. Da, să știi. Hai să vedem. Ultimul jucător al acestei echipe. Ai că nu. Mamă, Hudson. Hudson-ul 2. Hudson 89. Bun. No, e rău. Bună echipă. Bombă. Un manager pentru această mega echipă. Îl vedem chiar acum. Uite-l pe Tuca. Tuca Ferretti e managerul meu de nu știu cât timp. Zău, e nici mie ia pe rău. Cine vrei tu, dar eu nu mai pot, nu știu cum l-am nimerit pus. Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, zici că e italian. Da. Și avem o echipă de 191. Asta e echipa. Vom face în felul următor. Ia zi, bossul, zi-o tu, pata. Rijkaard trece fundaș central. Așa. Și vom juca cu Kaká CDB lângă Zanetti. Ca să intre și Ronaldinho. În flancul stâng jucăm mai ofensiv, pentru că avem echipă atât de top încât cred că am putea. Hai să spun ceva, Henry n-are ce să caute acolo, trebuie jucat cu Pele în față și Henry pe lateral. Atunci să jucăm cu Pele și Butra Gwenio, pentru că amândoi au... asta n-are 5 pic. Nu, dar are 5 măcar la scheme. Henry ăla e cam popădie, dar îl jucăm forțat. Îl jucăm că merită, e totuși Thierry Henry. Avem rezervă Neymar și mai Jordi dacă ne trebuie ceva mai defensiv. Stăm bine, bossule. Arde-o pe play! Custom tag, dă-și tu un stay back la băieți. Da. Și dă-i corners 2-2, da, așa. Stai. Păcăleală, gata. Te-a păcălit. Și hai să încerc el. Ce poate să aibă? 4-3-2-1. N-are mai bine ca noi. Da. Garincea bun. Why I always lose? Păi dacă pici cu cine nu trebuie, frate. Da, așa. Why you always lose? Why I always lose? Ah. De ce pierde el mereu? Întreabă. Păi primul rând n-are echipă ca noastră. Și e greu. Și aia, bossule. Mamă, ce echipă avem, sunt încântat de data asta. Ios albastru, mă certau băieții că n-am zis ce culoare sunt și nu știau. Da, hop, corect. S-a dat-o, hop, Butra. Gol. Oh, leu, gol, am luat mâna pe controller. Golas, ăla e, Kaká. Kaká e primul, mă, balonul de aur, iau-te-l. Cum îl cheamă pe ăla, mă? Ronaldo. Dar ăștia sunt așa, hop. Butra, du-te tu. Încă 2-0. Hai, why I always lose? Why I always lose? That's why, my friend. Deschis pe lateral aici cu Pele. Te aștept? Nu te mai aștept, mă duc în centru. Bine. Duc în centru și-ți deschid din el. Te aștept Butra. Cu Butra? Da, clar Butra. Ăla e. Solo percuție. No. Bă,
Dacă mai dai vreo pasă pe sus, cum ai dat și datul trecut, îți închid controlul. Nu mai da pasă pe sus, că nu merg. Gata. You see me? Golasso! Zanetti! Oh! 3-0 și asta a fost primul meci. Boom! Gerciac pierde în primele 11 minute. Super, super tare. Gata. Trecem mai departe. Na, beleam. 1-1. Essien e șmecher rău. Uh-huh. Kaká e bun, Henry nu-mi place, Pele e șmecher. Are echipă bună, mă. Da. Știi? Da. Henry. Vezi dacă poți să-l vezi pe Butrea cumva. Dacă nu, acum să-l văd eu pe Butrea și să dai gol acum. Merge bine! Butrea, bă, dar are un stil, trage cu mingea de zici, bă, nu știu dacă intră, știi? Da. Că nu se duce așa tare. Dar n-are mă ce să-i facă portarul, e zeu. E fatal acolo, e clinical finisher. Sol cheamă, mamă, cât tacalul e, frate. Tare Sol. Aoleu, stai puțin că fac asta. Și acum fac un fake și așa am trecut. Și acum te dau cu poarta gol și dai gol. Teo celălalt colț! Da. Oricum a presat acolo, bine acolo. Fundașul s-a plasat foarte bine la faza asta. Bravo. Pleci. Da? Yes, sir. Nu este, că îl ținea, scotea fundașul. Pac! Pe linio! No, vici! No! Ce ai făcut acolo, Teo? Ai vrut să dai scăriță, Teo! Doamne, Teo! Mă păcălește! El e albastru! Tot de șotii te ții, n-a fost albastru! Uite, l-ară roșu, nu te poți... Te ții de șotii, s-a făcut o extorsiune acolo și ai controlat tu jucătorul. Băi, Teo, controlul. Băi! Da. Dacă vrei... Ia! Bă, stai! Gata, l-a controlat pe Virgil, dar foarte prost. Nu. De ce? De ce, Dumnezeule? De ce ai face asta, Teo? Dar ăsta e un obicei foarte prost al tău. Bine, hai. Vine aproape. Bun, l-aștepți? Dino, era în spate. Dar era aproape de gol asta, cum ar veni. Ăsta e. Butra. Gol. Oh, a mutat și portarul la lung, frate. Așa erai că... Nu trece, frate. Bine. Gol, mă. 2-0. Ricardo Kaká. Bun, hai dai. Perfect. Nu iese, frate. Face schimbări, mă. Plec. Am văzut, ți-am dat-o, boss. Am văzut. Ronaldinho. Ia ta, faci ce vrei, brazilien ăla, nici nu mă mai bag. Aoleu! Nu! Aoleu, bă! Titi, faci tu ceva? Uite-l! S-a dus Titi, mă! Ramos! Greu rău, pele, deși... Pelinio! Aoleu! Wow! No. Prea departe. Păi, dau pe scurt. E bună! Dar nu dăm, mă. Aoleu. Senzațional. E cool. Kaká. Băi, deci să te rupă unul așa cum a fost la Dini mai devreme. Na, gata. 3-0. Bun. Am luat gol până acum? Nu. Nu, dar și când am luat, nu mai trece. 4-3-1-2, Eusebio zeu. Problem. Eusebio Owen trage foarte bine la poartă. Vieira, ho-ho. Dar e un Titi acolo. Modric. Dacă nu-i schimbă, nu știu ce să zic. O să-ți deschid cu Kaká dacă ai puțină răbdare. Sau ce, stăm aici. Ce să mai zic? O să dau cut inside și dau pe Pele. Și mai, că mai poți încă o dată. Carlos Alberto. Știu că e de la delay. Știu, deci sunt 100% sigur. E top, Carlos. Na, că dacă astea. N-aveai, nu cred, bro. Dacă, bine, dacă erai... share play, na, îți dai seama. Dacă erai acolo fără probleme. Yeah. Perfect. Bravo, hai. Nu știu de ce am forțat-o, oricum nu intră. Da, ca să ne dea 9 pe a doua. Aoleu, și e blocată adversarul. Ai, mă! Păcat. Dumnezeule. Păcat. Jocă așa? No, viță, hai. Bravo, nene. Bun. Uite, vezi?
Op, op, op. Este gol, mă! Neymar! Neymar Sito, ți-am zis să-l jucăm pe Neymar! Da, da. Da. Perfect. Dumnezeul, Dumnezeul, Pele. Ce atac! Ăsta e finishing-ul lui Pele. Dar nici n-am mai jucat pro ca să mă concentrez să dezvolt asta. Bravo, dar eu să aștept puțin. Da, uneori te ajută, uneori... Nu, depinde. S-a retras bine. Că nu, nu poți să știi ceva decizat. Te aștept în continuare, te aștept în continuare. Da, da, da! Da, mă, da! 3-0. 3-0! Vezi că rezolvăm, uite-și, 3-0, uite, 33, n-are. Ești nebun. Și acum Neymarul face. Oho, bine. Te văd cu butra. Nu știu, n-a intrat în offside. Nu e. E bine. Opa. E bine, bine. E foarte bine. Oh, perfect. Na, nu, 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 mi-a rămas în capul meu. First touch a fost altfel. În altă direcție, știi? Da. Da, da, te-am văzut. La 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 la, dar nu știu dacă... Da! Ai, da! La limită. Ardel! Oh, nu! Nu! A dat-o, mă, nemernicu, a dat-o, a dat-o! Sebia, mă. Ce să-i faci, frate, ăla-i turbat? Da. Joacă prin lateral. Butra, uite cum e. Da, da, stai puțin. A, e la fix. Hai că l-am mutat pe ăsta, ai văzut? Nu știu dacă ai văzut. Am văzut, am văzut. Poți mai știi că ți-e foarte mișto la cop, dacă... Da, frate, da, da, dacă știi. Super tare. Ce bun. Mamă, da, cu ar fi asta. Controlul jos. Cu picioarele. Pam, pam, pam. Da, cu picioarele. 3 victorii din 3 și avem finală 3-0, 3-0, 4-1. Aproape să fie 3-0, 3-0, 3-0 și poate era și tot 3-0 în finală. Exact ca noi. Uite, mă, Ronaldo, Maradona, Essien, Laurent Blanc. Acher, ok, mamă, babu. Așa, taie pe aici, a prins gol, hai ca să... Te-am văzut acolo, dar te mai țin puțin. Da. Cine turbatul ăla, bă? Bravo, 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 Teo, foarte bine acolo, are dropback ăsta, mamă, ce dropback în fel. Uite-l, bă, ca la Weekend League. Da, ești nebun? Senzație. Stai, mă, că-l desfacem noi. S-au deselectat. Trebuie doar atent, 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 atent. Nu, nu mai, Teo, nu mai merge cu așa ceva, Teo, oprește-te. Nu, nu, nu merge pur și simplu momentan. Pele. Deschid pe Pele. Da, da, te-am văzut. Uuuu, bun asta! Ai grăbit un pic. Ah, e ok. Da. Bun. Aștept un pic, aștept. Suntem 4. Aștept pe Pele, aștept, aștept pe Pele, ți-am dat-o pe Pele, ești zeu. Ești zeu pe Pele, ești zeu! Ball roll! Haide, tătică! Haide, tătică! Colmă, haide, tătică! Colmă, haide, da, mă, este. A crezut că nu intră acolo, am crezut că se întâmplă bazaconii dintre aia de care vorbeam noi. Era greu să cu că e Pele de aia. Da, știu că eu sunt. Ah, cred că, da. Nu, okay. Nu, Pele. Da, continuă. Nu, în greșeală, mai schimb jucătorul, mai devreme. Era continuare pe Neymar și gol. Bine, ia-o, mă! Ia-o pe asta, boss. Bine, ești acolo. Un, doi și pleacă, un, doi și pleacă, da. Nei, te aștept, te aștept, ți-am dat. S-a dus Neymar. Du-te, tătică, du-te, tătică, du-te, tătică, aoleu, 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 pac, aoleu, golul, mă, acum e secret, ia stai. John Barnes, e Piero, prieten din pol, ia uita, să-i mai dăm una, da, 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 mamă, 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 este mamă, frumos, Dumnezeule, Butragenio, 4-1, în momentul acum, nu! Nu era momentul acum, nu era Oblak. Ataca, Oblak. Era atac periculos. Ia. Yeah. Zici tu? Zici tu? Excelent. Gata. Ah, ok. Ah, e gol. Da, mă, n-a Pele cu prost. Jumping-ul lui. De ce n-a, de ce n-a dat din prima? Era mult mai ok. Nu știu, frate. Merge pe sus, mergea pe sus. Las că e bine. Butra! Aoleu! Mamă, ce treabă. Da, mamă, m-a blocat acolo.
Hai că ți-am luat-o, bro, stai chill, băi, că e Zanetti pe tine. Oh! Elinio! Ia și mie un pachet. Du-te! Ia și mie un pachet de făină de la magazin, te rog frumos. Ia-mi un pachet de... Oh! 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 Dumnezeule! Asta e. Frustrat. Fii atent că plec cu... Ah, gata, mă! Nu, s-a oprit, am 4 din 4. Bine, mă! I s-a deconectat pentru că nu mai controla, cred. N-am mai controlat, da. Și am câștigat acest draft. Hai să dăm niște premii puternice pentru aceste strong de le-am avut. Să ia și o viță ceva, că sunt pe contul de Road to Glory. Dacă iau ceva aici, paoleu! Nu ne-a dat, mă. Ne-a dat. Facem Bahaus. Da. Hai, deschide-le tu. Nu, tu, boss. Eu? Tu. Bine, tu, hai, gold pack. Per favore. Din păcate, un premiu slab pentru 4 din 4 ăsta. Primim un gold player spec de 2 ori. Uite, un gold pack. Ăsta o să le dau skip. Da, clar. Deci nu. Dar... un rare player spec era ok. Le dau cu Excel, da? No! Nu? Pe transfer list. Ah, ok. Și 50 de coins valorează pe contul de Road to Glory. Ok. Ia uite, și-au venit miile de coins. Ce-ai făcut? Mi-ai schimbat badge? Nu. Stai liniște. Mamă, faci numai combinații. Gata, rămâi cu Uruguayul. Uruguay, dar nu știu de ce a rămas. O să-mi pun România la urmă. Nu te-a întrebat nimeni pe canalul engleză, Ofi, are eu from Uruguay, you see, I'm from Uruguay as well. Zic că de-aia, Andy Carroll, mamă! Andy Carroll. Hai acum cu workout. Bomba. Ăsta-i. Bombelor. Ia-ia? Ia-ia, ture. Poți. Nu e. Bord. Italian. Ce e, man? Jorginho. Da. Bă, mi-a picat în ultimele 5 drafturi, am câteva walkout-uri, dar două walkout-uri au fost Eriksen de 88. Nu știu, frate, cum pic aceleași walkout-uri. Da, păi pic în cine are jucători care sunt mai ieftini. Să văd și un Ronaldo, un Messi, un Icon. Un Icon. Fuuu! Ultimul pic! E, nu e! Iar e tot italian. Nu cred! Da? Du-te, da, ești tare, că nu cred. Ne-am făcut și pe asta. Joacă și am mai pățit de asta. E bine, băieți, 10.000 de like-uri. Dacă voi vreți să mai vedeți încă un episod cu Teo. Teo, mersi frumos pentru că mi-ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Super. Să nu mai dai pase pe sus, în rest ești genial. Cu tine aici, coach, sunt convins că o să-mi îmbunătățesc stilul de joc și o să devin un jucător mai bun. Facem senzație și în link-ul din descriere, unde avem încă un episod cu Teo. Următorul draft, acolo. Mamă, rupem și la următorul. Mulți ai că ne acum în draft-uri o să fie tare rău de tot. Facem bombă. Vă pop o viță. Ne vedem episodul următor. Pa, pa. Ciao.